Nu știu dacă ați experimentat o plimbare în picioarele goale prin zăpadă, într-o noapte rece de iarnă, fără să deveniți voi înși vă un țurțure de gheață. Acum gândiți-vă la păsările care cunosc această senzație în fiecare zi de iarnă. Salutare, dragii mei, eu sunt Gabriel Licosa și dacă dorești să afli lucruri interesante despre animale, te invit să te abonezi la canalul meu, apasă și clopoțelul dacă tot ești acolo pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un video nou. Există multe specii de păsări care aparent nu au nicio problemă atunci când stau perioade lungi cu picioarele în zăpadă. Dar ce zici de păsările care își petrec ore bune în apele înghețate ale râurilor în căutare de hrană și de adăpost față de prădători? Astăzi vom afla secretele acestor păsări, cum ar fi pinguinii, rațele, pescărușii, dar și alte păsări care își petrec o perioadă considerabilă de timp pe gheață. Multe păsări își trag pur și simplu picioarele sub ele pentru a fi mai aproape de corp, acoperindu-le cu penele și fulgii lor pentru a permite aerului să le încălzească. Nu degeaba există expresia te umfli în pene. Păsările își umflă penele pentru a păstra cât mai mult aer între acestea. Aerul se încălzește datorită temperaturii corporale ale înaripatelor și astfel se feresc de frig în zilele geloase de iarnă. Penele păsărilor oferă o izolare remarcabilă împotriva frigului, iar uleiurile care acoperă penajul asigură și impermeabilitate. Unele păsări trăiesc în zonele tropicale, unde se bucură de lumina soarelui și de vremea caldă o bună parte din an, în timp ce alte specii locuiesc în regiuni polare, cum ar fi Antarctica, unde au de-a face cu temperaturi extrem de scăzute. În consecință, există diferite moduri în care aceste păsări își protejează picioarele de frig. Păsările sunt animale cu sânge cald, iar dacă facem o comparație cu proporțiile corpului lor, picioarele nu sunt mari. Prin urmare, pierderea de căldură prin membre este foarte mică. Însă ele își pot menține temperatura corporală indiferent de cât de rece este afară prin creșterea ratei metabolice. Ceea ce înseamnă că vor arde mai multe calorii și pentru acest lucru au nevoie de energie, adică de hrană bogată în grăsimi. Păsările adesea își țin ciocul sub penele de la aripă, astfel încât să poată respira aerul cald. Unele din ele se adună în grupuri pentru a se încălzi. Altele se ascund în zăpadă, unde găsesc adăpost pentru a se feri de ger. În plus, anumite păsări mănâncă foarte mult pentru a produce căldură în timpul iernilor lungi. De asemenea, acest lucru le ajută la crearea unui strat suplimentar natural de grăsimi izolatoare care le protejează de frig. Majoritatea păsărilor folosesc metodele menționate de mine în primele minute ale acestui vlog pentru a-și menține căldura corporală în perioadele reci. Dar există păsări, cum sunt rațele, gâștele, lebedele, care nu au picioarele deloc mici, ba din contră. Picioarele lor sunt deosebit de mari și plate, își petrec perioade lungi în apa rece sau pe gheață. Cum reușesc să își protejeze acestea picioarele de îngheț? Prin urmare, expresia natura protejează toate animalele nu ar putea fi mai potrivită. În acest caz, pentru a-și proteja picioarele de frig, păsările au un sistem de flux sanguin fascinant, numit sistemul de schimb de contracurent. Acest sistem se întâlnește chiar și la balene. În acest tip de sistem circulator, sângele rece din picioare se deplasează spre corp, unde temperatura este mai ridicată. Sângele din vene preia cea mai mare parte a căldurii sângelui arterial și invers. Bineînțeles, ajută și faptul că vasele de sânge sunt apropiate între ele în picioarele păsărilor. Și datorită acestui sistem, sângele care ajunge în picioare este deja destul de rece, ceea ce înseamnă că păsărea nu va pierde foarte multă căldură. Prin urmare, acesta este secretul păsărilor acvatice prin care pot sta în apele înghețate și în același timp să își mențină temperatura corpului la 40 de grade Celsius. Toate vorbele despre rațe și picioarele lor m-au făcut să mă gândesc la o întrebare. Cu ce ar trebui să ne îmbrăcăm în zilele geroase de iarnă, cu un plover foarte gros sau cu 3 tricouri subțiri de primăvară? Voi ce credeți? Lăsați răspunsul vostru în secțiunea de comentarii și nu uitați, iubiți natura și fiți prietenii animalelor. Pa!